asta cu sfatul bătrânilor, așa cum am încercat să-l... Cum am denumit-o. Și văd că are sorți de izvând. Din și în și văd că mai mult și foarte bine. Păi să fac acasă moșneșii. Mă bucur, dar nu... Ne implicăm și în activitatea comună. Na, eu o să încerc să fac așa o prezentare. Raportul de activitatea primarului pe anul 2015. Eu trebuie să-l prezint și în fața consilierilor. Nu l-am prezentat, încă nu-i terminat el, dar așa... Am avut ședința. N-am avut ședința, că el e terminat. Din, la începutul februarie l-am făcut prin munca aparatului specialitate a primarului. Na, eu aș vrea să discutăm și ne-am propus și am discutat de anul trecut sau de acum 2 ani și am mai discutat aici, că noi facem un proces verbal și am putut să realizăm la propunerea noastră. Nu mai dați un sfat, nu mai asta. Asta este rolul nostru. Ca treburile comune să meargă mai bine, să aud ideile la dumneavoastră, probleme. Știu că sunt, mai ales la bătrânețe, probleme sociale, le știu, le cunosc. Dar poate niște idei. E binevenită, oricând. Da, să fac o prezență aici, ca să știm, până care au participat de fiecare dată. Bă, că au fost 14 și 13 toți sunt. Da, haideți să dau și tine un pic, cât de cât, nu știu cum, a să deschid, nu cred că în mare. Nu știu dacă o să vă interesează toate, el are mult, are vreo 20 de pagini raportul, dar măcar așa, cât de cât, o pagină, două, investiții, să vorbim despre investiții, mai mult, ce vreau să fac, ce am, mi-ați mai propus dumneavoastră. Așa, haideți să, așa, să încep un pic partea introductivă a raportului. Dragi locuitori ai comunei Heleșteni, astăzi vin din nou în fața dumneavoastră cu raportul asupra stării sociale, economice, culturale și de mediu al comunei Heleșteni. A fost un an cu realizări la toate nivelurile administrației, cu resursele financiare minime, întocmirea și publicarea raportului primarului comunei Heleșteni privind activitatea din anul 2015, a devenit un gest normal, în contextul preocupării precum o reală deschidere și transparență a instituției noastre privind modul cum au fost cheltuiți banii publici. Raportul conține informații despre activitatea aparatului specialitatea primarului și a serviciilor publice din subordinea acestuia. Consider că datele prezentate în raport... Bună ziua! Hai, poftiți, domnul Cea. Pot oferi cetățenilor comuni o imagine generală asupra activității noastre în anul în care a trecut. Asupra modului și eficienței rezolvării problemelor comunității locale. Așa cum am încercat în fiecare an, acest raport nu vreau să reprezinte doar un act administrativ, ci să fie un instrument de informare a cetățenilor comuni cu privire la modul și eficiența rezolvării treburilor publice, a acțiunilor întreprinse pentru realizarea strategiilor, a modului de îndeplinire a obiectivelor propuse pe principale domenii de activitate, manifestându-mi încă o dată deschiderea și transparența față de cetățean. Încercăm să îmbunătățim în fiecare an calitatea și eficiența muncii noastre. Ca și în anii anteriori, precum atingerea scopurilor propuse, am folosit prerogativele conferite de lege, autoritatea executivă în condițiile legislației actuale, cu respectarea principalelor fundamente, respectiv descentralizarea și autonomia locală, eligibilitatea autorităților administrative publice locale, legalitățile și al consultării cetățenilor prin sfatul bătrânilor, în soluționarea problemelor locale de interes deosebit. Și în anul 2015, la toate realizările instituției, un aport deosebit de importanță l-a avut aparatul de specialitate a primarului și personalul serviciilor subordonate, printre care centru educativ de zi pentru copii săraci, căminul cultural, biblioteca comunală, sau, așa cum obișnuiesc să spun, echipa formată la nivelul autorității publice, care, convinsă de importanța muncii sale, a depus eforturi remarcabile pentru obținerea rezultatelor care vor fi prezentate în continuare. În vederea elaborării politicilor publice aplicabile pentru intervalul la care facem referință în prezentul raport, s-au analizat rezultatele anilor anteriori și s-a continuat procesul de eficientizare a serviciilor la nivelul primării, nefiind neglijată nici eficacitatea, nici calitatea prestațiilor oferite. Așa cum a rezultat și din structura raport de activitate din anii precedenți,
Atribuțiile care mi sunt oferite prin lege nu se pot îndeplini decât prin intermediul întregii structuri a primăriei, de aceea, în calitate de coordonator al administrației publice locale, în acest raport se vor găsi rezultatele tuturor compartimentelor de resurs și al serviciilor subordonate. S-a încercat și s-a reușit, în cea mai mare măsură, mediatizarea tuturor acțiunilor inițiate sau găzduite de primărie prin anunțurile afișate la afișier și comunicat prin mass media. Așa, deși comunicate prin mass media, posturile locale de televiziune, ca și astăzi, cum vedeți, avem și posturile locale de televiziune, inclusiv ședințele de Consiliu Local. Tot pentru a asigura transparență înainte de adoptarea unei decizii, au fost organizate acțiuni de consultare a cetățenilor prin sfatul bătrânilor, cum am mai făcut-o în anii din urmă. Chiar dacă aceștia sunt reprezentați în cadrul Consiliului Local, așa, în cadrul acestor întâlniri, dar și cu ocazia prezentării locuitorilor la compartiment de specialitate din cadrul instituției, s-a acordat consiliere și îndrumarea cetățenilor, astfel încât timpul de rezolvare a doleanței acestea să nu depășească o perioadă mai mare de 30 de zile, cu excepția celor a căror rezolvare necesită o perioadă mai îndelungată de timp, urmărindu-se în același timp și respectarea de către compartimentele de specialitate și termenele legale. Pentru că infrastructura comunei Heleșteni este una dintre premisele dezvoltării comunității locale, ca de altfel și principala promisiune făcută la începutul primului meu mandat din 2008, am continuat și în 2015. Cele mai importante investiții au fost ca surse de finanțare fondurile europene, cât și guvernamentale pe care am reușit să le atragem. Am reușit să nu fac promisiuni irealizabile și astfel toată activitatea mea s-a materializat în proiecte de dezvoltare și promovare comună în județ, în țară, dar și în străinătate. Pentru a realiza tot ceea ce mi-am propus, am avut nevoie de suportul, susținerea, răbdarea și realismul locuitorului comunei Heleșteni, de o gândire obiectivă asupra problemelor cu care se confruntă comunitatea locală, dar și realismul majorității consilierilor, cu toate că unii consilieri care au făcut sesizări la toate instituțiile posibile, s-au dat în judecată primăria, urmărind doar interesul ascunse numai de ei cunoscute, încercând să submineze activitatea administrației. Da, așa, aici, după ce începe cu bugetul, doar așa să vă spun, bugetul anului 2015 a fost de 2.874.430.000 lei. Deci planificat au fost 2.714.690. Deci avem depășire. Cât că ar trebui, începe după aceea cu fiecare, câte certificate, câte adeverințe, impozitele, procentul din casarea impozitelor, așa, avem un procent general cam de 83%. Deci din cei care și-au achitat impozitele anul trecut. Mult puțin, asta, na. Sunt aici la impozite, avem probleme cu străinașe, terenurile care sunt administrate de asociații. Ei sunt plecați, nu știu cum o să vedem, să recuperăm acești bani. Dar sunt și locali care nu plătesc. Dar în marea majoritate sunt străinași. Nu se poate face adresă către asociații? Normal, da, noi am mai pus popriri pe pensii, pe... Și pe ale, dar, na, anul trecut a fost al secetos, chiar și nu am venituri. Dar, na, acolo le crește. Haideți să vă spun după aia investițiile anul trecut. Anul trecut, de ce s-au făcut? S-a făcut recepția. În primăvară s-a terminat drumul, s-a asfaltat cu banii locali, din bugetul local, care s-a obținut undeva pe vreo 3 ani asfaltul de la centru de zi, care trece la domnul Pisacaru, Cosma și ies acolo. Deci aia s-a făcut cu banii locali. Am reușit să-l terminăm anul trecut, am făcut procesul verbal de recepție, deci ne-am ridicat acolo, suntem, cred că undeva, de când sunt eu primar, am turnat, să nu exagerez, cred că 13-14 km de asfalt, în comună. După cum știți, am început reabilitarea și extinderea școlii la Oboroceni, care este în derulare.
fază de execuție. Am adus piatră, n-am reușit să o împrăștiem să drumul comunal acolo la Oboroșeni, spre Strunga, spre Flăcășeni. În toamnă s-au petruit drumurile, dar mai avem piatră astea care nu au fost petruit, ulițele, cum s-ar zice. Am demarat, dar acum suntem în procedură de achiziție, să facem achiziția. Deja am primit în cont avansul pentru asfaltare drumuri de exploatații. Pe măsura 1-2-5. Deci o să avem, cred că cel mai sigur o să fie în primăvara asta, o să înceapă de la Bascul la Hrămâneasa până la Iaz la Boscoteni. O să fie asfalt. Pe partea asta, de la jos, de la Grigoraș, pe la Mobile, spre Mobileni. Deci banii ăsta sunt destinați pentru drumuri de exploatație, adică drumuri din agricultură. Da, spre Mobileni faci roată. Da, 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 pe acolo și intre. Deci nu mai, deci nu. Sau numai până la Bolcă? E până, nu. La deci, Mobile? După Mobile, drumul care merge spre... Costești? Nu, spre Costești, spre cartierul nou. E 3,2 km avem, da. Deci din banii ăștia sunt destinați numai pentru, nu-i prindeam noi, prindeam în comună. Deci nu puteam să-i luăm de acolo, să mai continuăm drumurile sătești sau comunale sau ulițele. Da? Dar noi drumuri comunale, la ora actuală, mai avem, mai, atâta mai este. Ăla care merge spre... La drumul spre Fărteșeni, eu am discutat cu domnul Lazer. Știți că am discutat cu dânsul și are intenție să pui autobuze care îți treacă pe Oboroșeni. Da, eu am vorbit cu doamna primar asta, dar noi avem 900 metri de amenajat, ei au un kilometru 200. Da, eu inițial nu am fost de acord, până la urmă am ajuns la o înțelegere. Eu am spus, doamne, hai că eu fac, da, nu poți să faci și parte, că te turnați de fonduri, nu se poate așa. Da. După cum vedeți, azi am dat, de fapt, de luni am dat. Aici voi construi un garaj pentru utilaje, deoarece vedeți că avem utilaje care le-am obținut fonduri europene în 2010. Și iarna pornesc foarte greu de acum înainte. Și vreau să facem un garaj încălzit, nu numai de asta. Dar noi suntem, deci am o colaborare cu un ONG din Franța, care ne-au promis că ne donează o mașină de pompieri modernă, modernizată de ei. Organizația asta bagă undeva în jur de vreo 10.000 de euro ca să ne-o aducă aici, cu toate eu ca donații și ei, dar prin organizația lor, ca să ne-o aducă aici, îi costă și pe ei, bineînțeles, toate reviziile, transportul, cauciucurile astea, o 10.000 de euro. Pentru că au văzut mașina noastră. Mașina noastră de pompieri este foarte veche, este din 58. Noi acum o avem defect și nu găsim piese. Da. Totodată anul trecut, sperăm să terminăm anul ăsta, actualizarea planului urbanist general, deoarece dacă nu-l facem, nu mai putem da autorizații de construcție, nu se mai poate face nimica. El este făcut, terminat, numai că trebuie avizele. Să obținem avizele care trebuie obținute la prefectură, Consiliul Județean, toate instituțiile astea descentralizate. Cam astea sunt lucrurile mari, plus de asta, reparații la școală, Helești, garduri, curățenii, astea antre sunt mai mici. Cam așa. Da, drumul județean, Mobileni. Drumurile astea dacă le-ar face. Nu vă ascund faptul, dar asta nu depinde numai din mine, ce-o depinde de primărie, noi am făcut. Sunt drumuri județene cu fonduri acolo. Suntem prins pe axa 2. Dacă ați văzut prin presă, deja este făcut studii de fezabilitate, este făcut măsura. Suntem pe locul 2, eram, nu mai știu acum, vă dați seama. Depinde cu ședință și de Consiliul Județean, nu depinde de noi. Suntem prinși Ruginoasa, Oboroceni, Alexandru Oncuza, Răchiteni. Și mi-au promis că ai făcut tot, că vom primi finanțare. Ultima discuție care am avut-o cu domnul director municipiului la drumul județean și cu domnul președinte Victor Lupu, au zis că anul ăsta începe. Dar... Segmentul ăla din la drumul la
fântâna cu cumpără până la Mărgeni. Din discuțiile care le-am avut până acum, porțiunea din aer de 1,1 km nu este prins, că nu avea cum să o prindă. Nu-i tot județean? E tot județean, dar îl face pe axe. Deci să vedem. Deci pe ăsta nici pe ăsta nu suntem siguri, oameni buni. Pentru că banii majoritatea trebuia făcut de mult. Cum mi-au promis atunci, acum am făcut acum 2 ani, nu? De la intrare până aici, câte 500 de metri, 500 de metri în 4-5 ani. Dar banii s-au dus la aeroport, au dezvoltat aeroportul și acum, da, multe drumuri județene sunt impracticabile. Nu vreau. Noi am trecut, am obținut o petruire pe toate drumurile județene. Bun, a fost, da. Deci drumurile noastre... Mai trebuie pe unii locuri, mai trebuie. Da, normal, că trebuie întreținute. Deci noi avem drumuri județene foarte buni în comparație cu alții. Nici nu vreau... Dacă uite, vă iau pe care vreți, vă duc o dată pe la Românești sau pe alte localități, drumuri județene. Vă speriați? Mai erau o discuție, domn primar, cu drumul de la... În continuare, de la pădurii până la ieșire. Da. Exact aceeași discuție, drumul comunal 100. Așa. Deci aici tot. Noi o să încercăm să mai depunem proiecte pe astea drumuri. Problema dacă ne face drumul ăsta județean, cam ne scos din noroi. Drumurile principale din toate satele, cele 4 sate, sunt asfaltate. Deci, și chiar ulițele principale sunt petruite. Față de 2008, nu avem, o să ne plângem, că drumurile arată foarte bine. Vă spun sincer, mergem, vă duc în alte comuni să vedeți. Vă dau numai, hai să luăm Cuza, sau Comunese, sau Rucinoasa. Mergem și vă arăt ce drumuri au spre Vascani sau chestii astea. Sau Rucinoasa tot direct. Și ei au obținut acum, dar să vedem. Deci ei sunt. Sau Rucinoasa tot direct, drum județean. Deci, noi încercăm, vă spun, exact ca la casa noastră, nu putem face totul peste noapte. Cam atât am reușit în 8 ani. Așa în mare. Și sper că, eu zic, am făcut. Zic eu. Acum, nu asta să-mi spuneți. Depinde de noi. Depinde de noi, dacă... Tot așa, au să ajungi în casă, discuții, vă cer și sfatul, domnule. Mai candidez sau nu mai candidez? Vreau să-mi spun sfatul la dumneavoastră. S-au făcut, dar mai trebuie dacă trebuie. Știu că trebuie. Da. Deci cam asta. Haideți acum, da, o să luăm cuvântul pe fiecare, până să spun oful. Haideți să vedeți la ce cam ce am proiectat prin buget să facem anul ăsta. Deci bani alocați prin buget. Nu mi-a s-a dus planul de investiții, dar știu pe de rost. Ce am vrea să facem? Avem cele două școli care sunt dezafectate. Movileniu și Caracaș, cum să zic, Oborocenu, da? Noi de anul trecut am început o procedură, am vrut să investim, dar nu găsim posibilitatea, pentru că sunt a Ministerul Învățământului. Dacă eu bani de la bugetul local, din impozite și taxe, de asta, și investim acolo, este deturnare de fonduri. Nu, eu cu domnul consilier personal, domnul Crișu, am pregătit o documentație. Trebuie să o trimitem la București să le scoatem de sub administrația sau tutela lor, că administrația tot noi le administrăm. Mai ales școala de la Mobileni, acoperișul s-a dus, celălalt de la Oboroceni nu funcționează din 80. Și am propus, am găsit așa, să le transformăm în căminii culturale al satului. Deci nu avem în care se poate organiza ședințe, asta... Nu găsim, pentru că acoperișul la școala de la Mobileni deja s-a dus. Eu acum am încercat să o conservez, am pus acolo ca să nu mai intre, ferească Dumnezeu, intre copii, am pus niște pală acolo în geamuri, cât de cât, și mi-am permis eu ca să nu... Dar trebuie să luăm o hotărâre în Consiliul Local, dar până când nu vine avizul de la Ministerul Învățământului, nu putem să... Deci, pentru zic, este o prioritate. Cele două clădiri, ca să nu le pierdem de tot. O să mai pierdut clădirile la fostele Ceapeu, care s-au distrus. Ați văzut și gardul ăla, e gata, tot. Chioscându-l. Ați văzut, da. Mi-am mai propus dispensarul oamenii. Vedeți cum l-au lăsat. Vreau să-l reabilităm, să-l izolăm, să-i schimbăm fața. Deci, v-am spus, garajul.
aici, să facem un garaj modern, sunt capul măcar 3 utilaje mari, încălzit iarna, avem centrala asta cu pompii de căldură, să ne folosim de ea, ca anul ăsta a fost un an, iarna a fost foarte bun, n-am avut probleme, ca anii din urmă, când stăteau câte 2-3 săptămâni zăpezâți, nu vinea, nu ieșea nimic. Mai vol la mobilă, deamul era, uite te duci. Da, nu are cum mânca. Datorită asfaltul care s-a făcut, ați văzut și case. Da. Vă spun, multe case care trebuiau să facă în Pașcani s-au făcut aici. Da. Cel puțin casa aceea de la Hărmăneasă la podul acolo, la podul cel mare, acolo trebuia făcut, dacă era făcut pe aerodrom, o renunța și o făcut aici, da. Datorită asfaltului. Mai avem 3 apartamente care le-am preluat de la fostul CAP, locuințele alea sociale. Dacă nu intervenim la ele, ce se dărăm așa cele. Nu știu cum să vedem. Dar ce încă folosit? Nu trebuie să nu deloc? Au fost date ca locuințe sociale, oamenii au plecat și au făcut casă, după care au fost date la școală, au funcționat grădinița. Dar știți prea bine, când au fost asociația, le-o tăiet apa, le-o tăiet... Da, ultim. Canalul, iar și am văzut, tabla e deja gata, streșina se duce și trebuie investiții și acolo. Să facem ceva, ferească Dumnezeu, se întâmplă ceva. Sunt 3 apartamente, greu le faci de la zero. Da. Dar unul e al domnul doctor? Da, unul a fost cumpărat, dar numai 3 sunt ale noastre preluate. Și eu zic că ar trebui. Da, iar... Iar în ce am mai pus bani, vreau s-au mai făcut niște case, extindere rețea din la public și electrică. Vreau să vă dau exemplu acolo, pe grădini. Ați văzut că am început deja anul trecut, între Oboroșeni și Marginea, dar am făcut-o numai până la jumătate, că o trebuie să iau un stâlp dezafectat, l-am scos noaptea, mi l-a rupt cu șocanul. L-a farmat. Și eu unul s-a înervat, n-am mai avut de unii și am renunțat. Dar sperăm... Mai teroriști de ăștia? Mai sunt. Acum aș vrea... Vor numai să-mi facă rău, știi? Da, până nu m-am spus să am câțiva care sunt reclamat și procese peste tot. Da. Deci ar trebui și eliminatul public. Deci ce am reușit... Ați văzut, Hărmăneasa nu a avut din nou filmat public. Acum Hărmăneasa stă cel mai bine. Am reușit să-l modernizez. Am tras fir, lampă, o stâlp, dar unul. Vreau să depun iar un proiect pe fonduri europene, dacă, nu știu, dacă ați fost cineva prin Tătărușa asta. Ați văzut cum iluminatul public e făcut, deci e realizat. Eu aș vrea altceva, tot cu LED, dar cu un parc fotovoltaic. Nu ne costă mult, dacă obținem fonduri europene. Dar... Deci, ca și proiect, să zicem așa. E, și de-aia, astea sunt mai mari, astea mărunte, nu e la fel. Întreținere, podiețe, drumuri, astea ne obligă să autorizăm fiecare podiețe acum care trece de Apri Românii. Clădirile, ce s-a întâmplat la colectiv, toate clădirile, căminul cultural, școli, de la pompieri, PSI. Și aici vor fi centrul ăla de zi, deci și ăla trag să funcționeze în continuare, care să beneficieze copiii ăia. Eu vă spun sincer, nu sunt, dar asta este, unii lege nu-i tocmeală. Decât să dai bani la părinți, să ducă, și am mai spus-o din multe ori și am fost criticat de unii părinți, decât să-l bei sau să-l fumeze, mai degrabă copilul să aibă o masă caldă și o haină și asta este. Pentru că nu trebuie să ne ascundem, fiecare avem uscăturile noastre. Dar ne-am dat și la televizor da. Și arată. Ei, cam asta așa, ca să nu vă citesc, v-am spus, atât așa în mare, că v-am povestit eu. Mă gândesc la o cabină la Oboroșeni, la cursurile astea care știu. Da, i-avem propus așa asta, dar problema care este aceste cabine? Da. E nu din pe județ, Iana. Da, dar traseul lor este pe județeană. Deci, hai să fie rămâne între noi aici, traseul județeană. El o e pe aici că vrea. E drumul bun, e drumul mult mai bun, e asfaltat. Asta e avantajul. Da.
Dar dacă se va face asfaltul, revin înapoi. Că normal, nu e ca orice drumul cel mai bun. Da, dar, da, da. Vreau spun, mobilele acum, ca să trebuie să vii tu mai aici, aveau stația acolo. Da. Caută și ei și înțeleg. Îi înțeleg, caută și ei ca să-și protejeze mașinile. Problema care am avut-o cu, doar nu vreau să vin decât mai până la Oboroceni, nu vreau să mai coboare din cauza drumului județean, dar am reușit, am trecut să-l pietruim și acum merg, merg acolo. Da, asta am mai propus-o și din, ați mai propus-o și din urmă. Implică mai mult. Deci, pe noi, ca să faci așa ceva, știți, trebuie studii fezabilitate, proiect, licitații, PSAP, deci ne costă foarte mult. Nu costă ața cât fața, da. Da. Deci, pentru că așa este, când îți vine curtea de conturi, începi. De la studii fezabilitate, proiect, chestii, chestii, chestii. Deci, noi am căutat în așa fel încât să reparăm ce avem acum. Și să ducem proiectul, cred că vă spun, la drumurile astea, prin câmp, trebuie și noi, cota partea noastră, care trebuie să o punem noi la asfalt tot timpul. În fondul primăriei. Da, deci sunt fonduri europene, dar avem și noi buget care trebuie. Procent. Da. Nu e mare, dar trebuie. Dar, de exemplu, cât la aproape 1 milion de euro. Valoare, nu, valoarea investiției la 1 milion de euro la asfalt, care îl vom face pe asfalt, de exploatație, prin câmp. Avem și noi procentul nostru, deci banii am căutat așa să echilibrăm, adică să vadă ceva. Ce facem anul ăsta, la anul nu mai putem face, spățit. Pentru că, eu vă spun, și garajul ne l-am propus de acum 2 ani, când au venit franceză. V-am zis, eu am arătat garajurile care le avem, nu, vrem cu să fie încălzit iarna. Deci ei ne-au pus condiția asta și i-am înțeles și acum am strâns bani. Iar asfaltul celălalt care l-am făcut de acolo, de la centru de zi, în acolo, costă bani, dar tot din bugetul local. Deci nu-i subvenție, nu-i de la guvern, nu-i nimic, bugetul local. Deci, din impozite și taxe, da, bineînțeles, și sume defalcate din TVA și din impozite venit. Dar județul vă rog buget aparte? Deci, bugetul local din veniturile proprii, care sunt impozite și taxe, care le colectăm, da, la oameni, care anul trecut am reușit să... De acolo îți plătesc salarii, îți plătesc... Da, nu, deci nu. Buget, deci și inclusiv, să faci la căciulă. Da, înțeles. Dar căciula asta va fi separat din funcționarii și dezvoltarii. E funcțional, bineînțeles, și școala. 80% din bugetul local se duce pe învățământ. Pe salariile profesorilor, pe rețenierii, navetă. Mașină, da. Deci, dar pentru aprovizionare cu mâncare la școală, la Hărmăneasa. Deci 50% suportă primăria și 50% prin lege suportă Consiliul Județean. Deci și acolo, salariile, curățenia, mâncarea, tot ce asta. Deci 50% în bugetul nostru și 50% Consiliul Județean. Iar bugetul nostru, v-am spus, se compune din impozitele și taxele locale, sume defalcate din TVA, TVA-ul care se plătește, care îl plătim toți la cumpărarea unei mărfi, și sumele impozitului pe profit, care plătesc, cum avem, Vasile Nechita, fabricuța asta care plătește salariile și toate astea, îi vine o cotă parte și în asta se compune bugetul. Și, bineînțeles, dacă obținem... Și privatizările vă alocă bani? Se strânge la Ministerul de Finanțe și prin cotele astea ne dau bugetul. Și, bineînțeles, astea au funcții din casări. Niciodată nu ne-o dat 100%. Dar niciodată... Ce spune, da. Deci, asta sunt previziuni. Da. Deci, niciodată, nici Ministerul de Finanțe nu a încasat 100%, nu se poate. Da. Da. Haideți să vă... Eu m-am gândit la... Scrieți-vă la cuvânt, așa, dacă problemele noastre și după aceea să mai vedem. Hai, scrieți-vă la cuvânt. Probleme. Hai să vedem cine să-mi scrie. Hai să facem o ordine. Da, hai să facem o ordine ca să putem... Și după eu vă răspund... Deci, nu, întâi e Morarul Vasile. Fiecare cu cel doare. Da. Morarul. Scris și pe mine. Vasile. Scripcarul. Deci, unde ați fapt?
Constantin, da? Care? Agape. Da. Vasile, deci Oboroșeni, hai să dăm așa, Oboroșeni, Ieleșteni, Movileni, altcineva? Și Hărmăneasa. A, șofa Briolea. Tu ești Hărmăneasa, da? Șofa Briolea? Hărmăneasa? Băi, chiar dacă am năstrupit Bahme, asta este. Băi, nu, știți de ce eu sunt așa foarte mult pisate? Pentru că fiecare sată are nevoile și problemele lui specifice. Da? Eu asta zic, haideți să, nu poate, nu zic că sunt la primărie, le mai auz și eu, dar când le aud direct la dumneavoastră e altfel. Vă spun primarul, ca să poată face ceva, trebuie să stai mai mult pe drumuri. I-a adus și fonduri, i-a adus și investitori, da, asta este, dacă vrei să faci ceva. Da, hai, altcineva? Cu Tomorosim. Altcineva. Ați scris Carol? Dar drumul la listă și ca da. Să nu... Da, că asta numai ca să mergem așa, să fiecare să spună păsul, da? Hai, Nea Vasile. Problema matare sau... Of, orice ce... Deci sunt dizite... A, uita să spunem, avem și șeful de post, de fiecare dată a fost și el. Știu că avem și probleme, deci orice problemă... Deci, dacă nu vă putem da răspunsul acum, o să ținem cont de ea și o să vedem. Legătură cu șeful de post, nu-i cunosc activitatea, dar misiunea vă către permanentă la mine la poartă, pe la teacă la vale. Misiunii, da, au patrulă. E total schimbat. Deci, probleme, nu? Deci, să știți că mulți au venit la primărie și au întrebat, doamne, dar nu mi-ai găsit ca înainte 8 ore aici. Nu, doamne, acum sunt în patrulă. Deci, sunt posturile de post, dar misiunea lor este în patrulă și 112. Asta este. Deci, orice probleme de integritate, de viață, de asta, s-au format serviciul ăsta 112 și e cel mai ușor. Pentru că apelul acolo se înregistrează, se repartizează. Chiar dacă nu este o urgență să-ți vină ție atunci, pe moment. Îți vine a doua, a treia zi și asta este sistemul. N-avem ce face. Și noi, primarii, am pus și noi problema asta la întâlnirile care le avem cu șefia. S-a schimbat sistemul. Cu omul, doamne, vin de la 8 la 4 să te găsesc. Nu mă pot să mai poate așa. Deci sunt activități specifice, nu... M-am gândit la dumneavoastră, da, haideți. Mi-ați convocat pe noi. Da. Noi suntem în sprijinul dumneavoastră. Normal. Să vă aduci la cunoștință lucruri care ar trebui neapărat făcute. Da. Propuneri, da. Idei. Propuneți da. Și trebuie. Acum ce se întâmplă? Eu aș dori ca într-o ședință de asta să știi și consilierii, domnule. Da, de exemplu, noi venim aici și consilierii, știi ce zice în urma noastră? Domnule, ne luați pâinea, domnule! Ne luați și din mai lăsați noi să nu mai facem nică, nu știu dacă au repartizat sacii. Așa depinde primar. Am să vă zic ceva, mă scuzați. Uite, avem un consilier aici mai vârstă. Treaba asta. Hai că... Așa trebuie la replică. Din punctul meu de vedere, este un ajutor pentru consilier, indiferent din ce... sat este, dacă oamenii ca dumneavoastră vin și solicită, uite, hai să facem ce, hai să facem ce. Că doar eu sunt aducătorul unor vești, tot din sat. Nu-i drumul, nu-i ce, nu-i lumină stradală, nu-i asta, nu-i asta. Și în ajutorul meu, eu sunt bucuros să vină cineva să-mi spună treaba asta. Știi ce sunt? Dar mai zis ceva. Și vor să vadă. Și atribuțiunile consilierului. Știi ceva? Eu am văzut la televizor că prin sectoarele este la București, le-a dat la consilier să facă o problemă. De exemplu, dau un exemplu. Un consilier de acolo a luat panserduță cu 350 și mi-a trecut în acte cu 300. Poate ați văzut și dumneavoastră. Da, și da. Așa. Deci, nu la asta mă refer, mă refer la sarcina care o are un consilier. Și să creadă că noi ne amestecăm poate și la bănuțul lor care cu sudoare îl câștigă și ei. Mai puțin cu sudoare. Domnul Vasile, legislația, toate ședințele sunt publice. Deci eu, dacă vreți, vă pot invita la orice ședință publică cu ei. Și
deci, cum să spun, eu îi convoc când sunt ședințele ordinare și extraordinare. Atunci vă pot convoca și pe dumneavoastră, bineînțeles, trebuie să o facem într-un cadru mai lărgit aici, nu încăpem încă 11 oameni, așa, nu... O facem tot pe Și, deci, toate ședințele sunt publice. Mai mult de atât, dacă ați văzut, eu l-am prezentat de fiecare dată și pe televiziunile astea locale, problemele. Dar, mult mai bine, chiar am să fac în așa fel când fac convocările, să vă invit și pe dumneavoastră. Care sunteți interesant și asta. Dar pentru mine, eu am zis, chiar dacă sunteți reprezentați prin consilierii, altceva când mai stau de vorbă cu... deci, adunându-vă așa, pe stradă, ne găsim, mai stăm de vorbă. Dar când suntem aici, altfel vin ideile. Eu nu știu, i-au repartizat sarcini? Și ne repartizează sarcini? Nu, deci consilierii la noi, nu, vreau să vă spun, ei sunt, da, pe sate. Și cam fac și vor și nu vor. Sunt care vor fac treabă, sunt care se ocupă numai de reclamații, sesizări, procese. E vorba de partide. Da, și nu partide, asta este. Deci nu trebuie să facem. La ședința care ține mâinile, eu stau niște pentru nebărțit. Am consilieri care urmăresc toate actele, tot asta se fac în sesizare, reclamații și toate astea. Dar le vedeți și noastră, v-am spus, pe televizor. Lider. Asta este, lider. Și vedeți cum se desfășoară activitatea în Consiliul Local. Pentru că aici la Consiliul deja când ajungeți facem mai politică. Și sunt, v-am spus, numai să facă rău. Să nu meargă treaba. Deja dacă fac o investiție, știm noi ce facem. Să pun etichete. Că e greșit proiectul, că e ceva. Noi oameni buni, ca să faci un proiect, un proiect îl vizează 7-8 specialiști, experți din stat, și pe structură, și pe arhitectură, și pe instalații, și pe ce. Nu e chiar așa. Inclusiv inspecția de stat în construcții și el a zis, nu e chiar așa, dar na. Eu am tăcut din gură și mi-am văzut de treabă. Că dacă mă bag în proaca la poș, mănâncă. Dar trebuie și nu contă. Să răspundă de banii care e. Nu, exact ca și eu și consilierul este votat. Deci, sancțiunea așa primarul, așa viceprimarul, așa consilierul, este votat. Am văzut de la început că a spus că în dare de seamă care s-a făcut, sau în raport, așa propriu zis, a spus, uite, obligații de servicii, deci dumneavoastră aveți niște obligații. Absolut, da. În afară, nu obligații. Au. Legea 215, el știu. Eu știu. Și-o făcut primarul acum. Și consilierul are obligația să facă raportul. Fiecare consilier. Să facă raportul, să facă la secretar, secretarul de la clasă. Au făcut pe unul raport? La Heleștei nu s-a întâmplat așa ceva. Când îi dă în judecată, când i-a dat banii. Da. Și cum cineva aprobă să te iei bani la acolo? Nu, deci el îi plăti la ședință, ridică mâna. Sau nu ridică, sau să abține, sau... Deci e împotrivă, da? Faci și mie ușor. Da, deci e pe vreau. Da, altă problemă? Mă gândesc la șoseaua care merge în Oborășenie, acolo pe stânga. Drumul județean? Sau care? Nu. Eu vă văd în pisar, mă gândesc. La vază. Drumul comunal 99. Nu s-ar putea tăi la nivelul zonei Dorășelă și zon copașii și ei să dea o mlădiță de nou, tufare și ăla care nu s-a... Unde? La Bădul Jănic, la Vintică, pe acolo. Da, acolo se poate, dar acolo e pe domeniul a lui. Dar are până în șanț? Nu până în șanț. Are până... Nu până în șanț. Gardu și ală. A, mlădiță și ală. Dar am mai tăiet. Să iei de acolo, dă o mladă nouă și după aceea băieții ăștia care... Da, am curățat în fiecare an. Să-l îngrădească după aceea. Da, când trăia taicăsul, așa era. Era gospodar, dar băietul... Dar el nu ce face. Băieți, vă făcut și n-a să facă. Uite, asta este problema. În care de casa pierd și nu face. Știți ce îmi spui dacă mă duc?
Asta este problema noastră. Asta este problema, educația. Ei lipsește foarte mult educația. Da, altceva? Îi dau cuvântul, nu? Scriu care, dacă nu. Dar constatire. Haideți. Am o problemă. Personală? Nu personală. Nu. Tot cu comuna așa, noastră. Fonie. Cu drumul cealaltă acolo, cu metru la domnul Crișu, era de 10 metri, de când știu eu, din 54, de când umblam. Era de 10 metri și acum nu pot să trec două căruți alăturea. Trebuie să o dai înapoi. La Palaghia? Acolo, la Palaghia? Acolo, la Toma. La Palaghia și Toma, da. Toma. Da, oi, știu. Și, domne, de nu pot merge. O mașină ferea Dumnezeu de este mare, cu foc, dacă vine unul. Eu am roșu. Trimis săptămâna trecută acolo, nu? Da, dar nu la drum. Au intrat în grădină, nu intrat la drum. Dar la drum e scos, se ieșit afară, atât. Tu și ieșit acolo, nu mai poți trece, dar dacă te întâlnești cu unul, trebuie să dai înapoi de metri. Am văzut chestia asta. El dacă ține de 10 și 11 ani așa au ieșit, el zice că așa au fost dintotdeauna. Și știți prea bine că acolo am avut un foc. Dar ce-a fost atunci? Eu, și-am doar ați văzut să încăra piață. Și ține aici, aici cum treci la părău aici. Și-al câinii și care sunt la gardul lucruri cu el, trebuie tăiesc pe 2 metri cu latra cei care uiște. Nu, o mai rămas încă, trebuie tăiesc de unde? O mai ieșit. Dar am învățat în iarnă acum. Da. Băieții la Basul 16. Acum se ia de acolo, nu am mai fost. Dacă vine o mașină să se întâmplă un loc, se duce iar în ceamă să duce. Iar în ceamă să duce. Da, haideți, acolo îl știu, am trimis acolo, a fost șeful de post sau nu știu, a fost. Eu sunt doi vecini acolo. Deci după ce eu intrat în drum, intră și la vecin. Așa e omul nostru. Nu e bun așa. Nu e bun. O vine copiii ăștia ca habar, n-au, unul de originată și unul de mare, într-o prânz cât eu convine lui acolo. Păi, dar așa era drumul, doamne, public. Dacă nu se... Dacă nu se... Nu o să găsim, dacă nu o să găsim înțelegerii, dacă nu o să găsim, legea este, legea e penală, e tulburare de posesie. Dar trebuie aplicată. Trebuie aplicată și da. E, cum spune, e în fel penal. Ori da amendă, ori chiar poate e penal. Poate ajungi la o înțelegere, bă, care este care. Trebuie să înțelegeam, iar așa nu ne ieși. Da, ne-am notat, o să vedeam și o spunem, dar știu. Mai am un bun gard de beton, domnule, la stradă și o ieșit. Da. Și mai vezi, uite, luat-o așa la stradă și o bun gard de beton. Da, vedeți cât s-au trășit. Eu vă spun, o să vii acuși cu apa, cu apa și canalul. Ați văzut, tăi tragi de la Timișoara și faci puza și pe intrăm noi, la rând. Vă spun câte garduri se vor dărâma și câte colțuri de bucătării și... Pe colțul la noi, pe la deal, nu se dărâmă. N-a să se trece fântâna. Nu. Dar ce-a zis, ce-a fac fântâna? Partea dreaptă acolo, nu a fost casa lui... Partea dreaptă, da! Nu a fost casa lui... Partea dreaptă, nu a fost casa lui... Nu știu, eu vă spun, atunci când o să vin, și câte ceva. Toți stâlpii de curent electric care au fost, nu au fost pe proprietății oamenilor. Și eu unul ne-a trimis adresă. Acum atât, sunt curte. Cum, domnule? Dacă eu am grădină așa e la deal acolo, nici nu cu grădină, am stâlpul cea mare... Nu, așa e la alte tensiune. Aia, așa e altceva. Eu așa atunci, eu îi plătesc... Curtea omului. Eu îi plătesc statul omului. Îi plătesc să te dau. Așa eu acolo nu pot ara, nu pot învârti, că vin... Curtea. Umblă la... În curtea omului. Cu datul judecată, eu vă rog... Nu că trebuie să-mi fac o reducere. O reducere. Adică... Că v-o dată în judecată, domnule, Mirela astea vorbește, pentru și cine, cine, și i-ați făcut, și cu el, pe toate drumurile vorbește. Da, o dată, am proces. Pentru și? Deci una, că am pus bariere să protejez asfaltul. Păi e rău asta, vreau. Da. Pentru el. Să ne chemați și pe noi, domnule, ca să spunem. Da, nu mai era asfalt, acum ai văzut cum crapa asfaltul. Așa. O dată în judecată, nu era la impozitele și taxele care le are de plătit. Domnule, el o reclamat. Și la... Deci nu există instituții, domnule. Judecătorii, tribunal, DNA, avocatul poporului, discriminare, prefectură,
Vorbește el primar, domnule. Eu am fost foarte bine. De exemplu, am fost colegi, da. Să fie primar el, că la alta aici, pește, nu mă mai duc la Pașcani să-l duc. Poate e pește de aici, nu? Eu am promis că voi ajuta. Da, ceva, bine, da. Punerea în valoare, deci în 2012... Bă, nici nostru, domnule. Deci în 2012 am promis că... Să facă bine că... Să ajut legal să pun în valoare ea să ajut. Singur nu știi ce vreau. Foarte bun. Cam asta. Și vreau să mai pun o întrebare, că el se reclamă așa, dar el și nu reclamă ce face el. Și ce nu spune că eu ala la un om 5 hectare de pământ să-l boteze, îl trăiește omul, îl dau față, îl aduc aici. 5 hectare de pământ eu arat, eu lucrat, îmi dai votul. Doamne, asta e penal, dar treaba lui. Da, penal, dar chiar așa. Așa s-a făcut și colectivul întâi când a început. În 62. Doi, da. Au început întâi cu aceștia care nu fac nică, care nu fac nici acum, s-au trecut la colectiv, pentru că au venit o băgasura în fund ca să te trece tu. Ce fac aici? Ce face tineretul ăsta care face? Are, dacă are 20 de ani de porumb, nu poți merge bara prin trânce, prin scai aici. Nu e în sare să-l lucreze. Nu. Dacă ajunge o lume are de la pământ așa cum a început, nu mai facem nimic. Uite, tura viitoare că nu o să ne întâlnim. Nu mai facem nică. De exemplu, anul 2005, doamne, atâtea am la judecătoria Pașcani, atâtea la tribunal Iași, atâtea la prefectură, atâtea... Dar noi sărcăm comuna printr-un om, domne. Printr-un om sărcăm toată comuna asta. Dacă ne-o lumina... Probabil, probabil de atâtea reclamații și... Da, da, asta e dreptul lui să facă. Dar ce drept are el? Ce drept are? Ce drept are? Să o fie calare pe oameni el? Asta e dreptul lui. Ce drept? El se poate de dreptul lui acolo. S-au dus în casa de adunare, la adunare, și ne-au spus oameni de la adunare. Băi, mă votați pe mine, că eu te-o să fac așa, și s-au sculat om. Mai mare cu 2 ani ca mine și eu sunt așa. Băi, Minel, băi, tu nu vine cu chestia asta aici la noi. Că de aici, de la noi, nu, votează, nu te votează nici unul. Nici unul nu te votează. Îți spun omul care trăiește, o fost un om pregătit, nu că ai eu. Nu te votează nici unul. Nu umbla tu cu chestia asta. Omul lasă-l să boteze și cine îmi legă. Cine îi... De convingere. De convingere. Da, asta trebuie. Doamne, nu... Sunt oamenii ăștia dacă ei dat ceva gata. Bă, dar mai mulți sunt de aici. Băi, mai mulți, ascult ce spun eu. Agate, ascult ce spun eu. Că i-a dat Filip, eu nu l-am împotat. Eu nu l-am împotat niciodată. Dă-i lui Boțoc, dă-i lui Boțoc, lui Palate. Dă-i o stică de rachiu, te-o împotat. Dar nu m-am împotat. Ascult ce spun. Cei câți ai în comună de aici, ai 50%. Ascult ce spun eu, dar tindă. Păi ne-o spun ei pe botale... Dar ei nu se uită, ai de atât, nici unii, ai de copii, nici unii, nu se vinde. Așa este. Eu nu știu cu ce vrei mai mult. Dar aia am zis ea. Da, haideți, da, altceva. Lui Palate i-a zis în față, domnule. Cam asta, da. Eu cu drumul și ala acolo. Ne-am notat, ne-am notat. S-a întâmplat. La Palaghia, domnule, la... Acolo, uite, Palaghia și Savu. Sus. Am fost micuț acolo, m-am întâmplat. Au pus nu și acolo, unii spun și ea, în șanț, nu? Da, știu. M-am întâmplat, vinem pe acolo și s-au întâlnit două discuri pe acolo. Nu putea să dea înapoi discul, domnule, să încărne, până o încărne și o ieșit. Da, domnule, el spune că o cumpărat de acolo și așa o cumpărat. Cât o cumpărat, domnule, poftă. O să vedem, da, să măsoare și vedem, da, așa e, așa e, ai dreptate. Eu nu zic că... Da, scripcarul Dumitru. Eu? Da, tu e. Da, gata, că se reștește. Hai, zi. Domnul primar, cam s-a atins scopul cu strada și la noi. Tot în zi și deșina și cu lumina asta, spuneți la anul. Ați fost doar o dată. Știu. Ei, de acolo, de asta iluminatul public vreau să spun. Nu, da, spuneam și de la Mata, nu, de la Mata, mai din coașe. De la... Spune că sunt în ședință și să vină doctorul. Trebuie să facem instalație nouă, iluminat, nu există. Până la moară, sus, n-avem. Ne-am propus să punem și acolo obiecturi. Cum am pus pe Hărmăneasa și acolo. Da, tot în Sibeșina și Volțița. Băi, dar plătim noi în poză, n-avem un obiect acolo. Problema este că s-au făcut ca să extins extravilanul și n-au, nu sunt stâlpi pentru la public. Cum am făcut la Hrămăneasă, o să facem. Și acum știu. Cam așa. Da, da. Alte probleme, știi, și da. Au zis și eu după mine.
cu dezbaterea asta a moștenirii, da. Mai vine o cineva care mai vine vinea, la... Deci noi anul trecut vinea de la un notar. Un notar vinea de la Târgu Frumos și vă dădea informații. Am să încerc să iau legătura din nou, să vă ajute. Deci, dar oricum tot trebuie să mergeți acolo. Aici vă dă informații. Da, da. Actele astea vă trebuie, asta vă trebuie și asta vă trebuie. Deci am să-i văd, na, să vorbesc cu ei, că știți cum e. La urmă și ei, și notarul e privat. Totul e până la bani. Da. Dar anul trecut am găsit înțelegere și au venit. Poate bine și acum. Să încercăm, da. Dacă, uite, dacă am șerință, cred că ar trebui să veniți. Eu vorbesc la adresa mea. Am înțeles, dar să-mi trebuie pibăieți pământul. Ar trebui, știți cum e, să veniți să vă înscriți la secretar. Da. Eu trimit lista la el și asta și numărul de telefon și când vine să vă contacteze, știi, la discuții cu dumneavoastră. Cred că așa, așa e cel mai bine. Da. El a fost, de multe ori au fost la început, după aia vine degeaba, nu mai vinea nimeni. Dar să vină numai cât are oameni. Da. Bun. Cam așa. Cu Movileni, domnul Agapie. Problema să fac o leacă drumul ăla înspre Domnișoara, acolo am fost eu cu mașina și nu pot urca. Care e domnișoară? Ai mulți domnișoare în Movileni. Care coboară la mine, primar. Acolo coboară la mine, pe da, și după aia o ia acolo, trebuie o leacă făcut, o leacă cu... Acum trebuie, acolo trebuie o leacă mai mult. Prin la fântânița aia din jos trebuie pusă piatră, trebuie pus piatră și înspre botezatul în partea aia, pe ramificația aia. Domnișoara vine la apă, la fântână și aia acolo? Ei, nu, mă mai duc eu la ea. Dar să duc și ea, dacă și nu are de unii intra, adică... Da, nu, mă mai duc ea, nu, acolo... Cu ea de mult lucru. Acolo trebuie să... Mai este o problemă. Acolo avem drumul și ala. Mai este drumul ăsta la ăștia de la Vieru, care vin cu mașina acolo, podul și ala, care iese pe la Ciutea, pe la... La Varzare mă referiți. La Varzare, acolo, doamne, acolo iar e o problemă. Acolo trebuie făcut drumul. Știți de ce? Eu mă gândesc cum am făcut, am început acum pe Oboroșeni, care sunteți pe acolo, pe la Țugui, care nu te vedeai drumul cum era băgat în pământ. Ei, și acolo, eu chiar ăla nici l-am luat de la discuții. La drumul ăla. Păi ați făcut odată, ați băgat un pod acolo, dar nu... N-am reușit să-l bag, nu s-au înțeles, nu s-au înțeles tot așa de la haturi. Cu Șutea Viorel, cu... Nu ne-am înțeles acolo. Cu scandalul acolo. Și acolo e scandal. La Mogenea știi cum sunt puțini, dar scandalejoși tăți. Așa. Și mai este o problemă... Deci drumul, cum se cheamă acolo, domn Crișu? La Cărbuni acolo. Cărbuni, între Cărbuni și... Fața lui Roșoaia. Era și Tampila sau Cărbuni ăsta e mușoară. Nu, 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 prima dată, drumul și ala acolo, la Domnișoara. La Bocan, la Bocan. La Bocan au avut casă acolo, da, care vândă-t-o, nu? Domn primar, ăla-i drumul de la Botezatu. Știu așa, ăla merge până la Domnișoara acolo și tot drumul ăla trebuie, tot ulița aia. Plus la Domnișoara Ionescu? Da. Păi nu e cealaltă de la Bocan, nu? Ba da. Bocan a avut casa acolo. A avut sus mintea ta. Da, Bocan acolo. Dar chiar acolo, în casa lui Bocan. Haideți să vedem și trebuie la fața locului și e de făcut acolo. Da, acolo știți și trebuie să-i copaci. Pomii, eu am avut intervenția acolo la Cărbunii. Când au fost în iarnă, când au născut acasă... Apoi eu asta vreau să vorbesc. Eu am avut intervenție, am fost la 1 noapte... Vai de capul lor, am fost la 1 noapte acolo, dar... Am fost la ei, nu puteai, de jos așa evident, fum în casă. Dar nu merg la centru? Da. Eu merg la centru, copii. Dar nu-i de... Îți veniți copiii aia, femeia aia... Știu, dar nici n-au domiciliu la noi, domnul Vasele. Nu cred că. Cunosc cazul. Eu am la 1 noapte am ajuns acolo cu două copii. Care trebuie? Ei care au fost cu un copil făcut acum. Dar eram acolo. Eu am fost eu am fost la 1-2. Așa care au scos. La 1 noapte eu am fost la el. Trebuie făcut ceva. Familie care vine de ce aia de mai. Vai de capul lor. Eu am la școală. La școală se duc? Ei, la școală. Adică e de gris. Nici nu știu, dar 4-5 ani. Poate, o vedea acum, deci vor da niște tichete, o leacă. Deci, este o lege nouă.
se vor da tichete pentru cei care merg la grădiniță, 50 de lei. Asta știu, știu. Și poate să zicem că o să-i mei... Da, și să-i faci, și el eu nu... Da, dar ei întreabă întâi să-și facă... Dar are nici buletin, domnule. Da, n-are buletin, n-are... Să-și facă votații. Nu, nu e nici alocat, nu e nimic. Nu e nimic, nimic, nimic. Știu, am fost... Nu spun nici șefcatul nașul, dacă nu crezi că e născut aici. Nu, n-am cu șirii vorbim, ne-am asemenea. Sunt niște, sunt tineri, dar n-ai. Ea nu știu unii, ei ceilalți copii, iar venit, dar ei venit aici. Da, e venit din... Hăbășești? Hăbășești. La Hăbășești, da. Deci, din copilul bășești la... Cum? O născut în frig. Vă spune și condiții acolo? Cu de o când am văzut, am mult frig. Nici nu vreau să mă gândesc. Și faci mor copii de foame. Nu știu, nu știu, văd dacă copiii merg la centru de zi. Când au venit ei? Au venit când au început școala sau din... Dar nu merg. Dar sunt mici, ai auzit? Nu merg. Nu merg. Niciunul dintre aceia. Merg anunțicanul ăla care stă în casă așa. Are o fetiță de 3, 4 ani. Merg aceia care stau în casă aia altă unii bunișul... Țigani și ea. A, așa, țigani și ea. Merg. Da, cu țigani la copii la țigani. Lasă merg, merg. Nu știu, nu ați vedeam, eu am fost acolo... Nu știu, au domiciliu aici, nu sunt registrați la noi, ei veniți. Dar nu are, dar statul și să... N-are cum să stai. Are mamă, tată. Ce ți cate nașterii? Păi nu, ce ți cate nașterii? Ce ți cate nașterii? Ce ți cate nașterii? Așa la care am născut, dar suntem de vorbă. Da, dar nici acum nu au venit după certificat? Nu, dar n-are cum. E trebuie buletin. Nu e te zău, eu am de zile cu aprobarea primară. După un an de zile la judecătorie o registrez, dar eu am de zile... Nu vine, dacă trebuie să-mi duci și mai sigur. Dar are copilul ăla făcut, băi, capul în gheață acolo, i-am dus eu niște haine, dar și pot să-i vin acolo. Dar nici nu. Limpeu amândoi. Be, te rupi. Deu amândoi. Și fiu, dacă n-au niște ieși. Be, o mai vin pe la mine, i-am dat 102, gata, și la crești, mă. Băi, nu i-am dat, i-am mai dat, da, din mâncare. Dar n-am mie bani pe 4 copii, nu vin la mine, i-am dat 30 de lei. Da, el are un ochi scos. E dat o găfară. El are un ochi scos, de socru. Dar n-ai că l-a notat unul. Socru, altul, alt socru. Altul. Stai de unde era. Nu e așa care e cu mea. Nu, 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 altul, altul. Dar el nu mai lucrează, nu se mai duce zilier, el se duce pe la păduri zilier. Nu se duce, pe la oameni care îl mai da și... Băi, eu cunosc cazul, e monitorizat de noi, dar dacă nu găsim înțelegere de la ei degeaba, dacă îi dai banul, cu prima ta lei. Ei dau banul și l-au dus la crâșmă. Banul l-au băut. Nu, așa mai ce vreau să doi mâncare la copii și ea, dar n-ai nici cum să iei ce poate. Dacă e mama de el, nu-i poți să-i tăi da, bine, bună. Hai, domnul Vasile, domnul Șofrac, dacă nu mai ai... Atât de eu. Și la 12 jumate avem ședință cu... Domnul primar, cu asfaltul, vedeți dumneavoastră, că asta ne mănâncă foarte mult. Vă fac parte asta la tine și asfaltul. Da, dacă faci până mobilet, văd, e bună. Domnul Vasile, să zici și mersi să ne-l facă și până acolo. Eu v-am înțeles. Deci dacă o să fii bine și asta, un kilometru, 100, o vedea cum am făcut în Hărmăneasa. Îl fac în 3 ani de zile. Găsesc firme care n-am bani într-un an zi. Din bugetul local, dar este leacă. Să vedea, din alar face pe ăsta la drumul județean. Deci, cum să spun, eu am forțat nota. Și eu depins din mine, am forțat. Nota la dumneavoastră, da. Mai mult. Că... Hai, domnul Șofrac. Da. Domn primar, anul trecut a fost secetă. Da. Acum 2 ani nu a fost un an prea bun. Da. Noi amândoi am discutat. Și dumneavoastră mi-a spus că apa asta... Da. De jos, da, ați trimis analiză la Iași că este extraordinar. Da. Au venit, nu spun să o închide. Adică, părerea mea, dar strategic, ferească Dumnezeu de niște ani de secetă și oamenii iau apă de acolo, da. Clar, pentru udar, pentru animale, pentru ce nu e posibil să prindiți în buget, nu știu, că nu, soluții nu am, dar zic și eu, un bazin, clar, să fie, și care să fie închis, ținut ca rezervă așa strategic pentru comunul, domnule, și lăsați să curg în continuare. Am discutat cu ei, ei sunt în tratativi, să văd dacă anul ăsta ei m-au prins pe ceva, fi buget, apa vitală. Ei au fost de 2 ori și au luat probe. Să vedem dacă prindem ceva. Dar marea mea mulțumire este că s-a reușit cu iazul de la Boscoteni, avem o rezervă de apă. Da, da. Poate ne ajută Dumnezeu și doamna asta termină și aici, iar avem o rezervă de apă. Pentru că fântânile tare au scăzut. Corect, corect. Au scăzut și au scăzut fântânile.
Dar m-a putem și tot mai întâmplat ceva. Nu știu. Păi nu, dar ați spus de anul trecut că avem o sursă de apă. Este și așa o sursă, dar acolo problema este că nu avem cum să urcăm la deal. Ne trebuie curent acolo. Pompii. De când asta o avem pe vârful dealului. O da, vine prin cădere. Deci acolo, așa acolo am făcut un iezușor acolo, mă gândeam că s-o rup ceva, tot ca o rezervă de apă, nu mai știu cum mai arată acolo. N-am mai fost în iarna asta. Păi rezervă pentru animale. E multe, multe bit de apă acolo. Da, și acolo e multe bit. Da. Și acolo, și oamenii și privați, a preotiesă, acolo care m-au, era bună, făceau și ei niște captări de apă acolo, niște iezușoare. Na, din 5 ani e săcetoși, într-adevăr. Da, domnule, asta este, să vedem, a rămas. Deci ei au venit anul trecut, au luat de două ori probe, nu le-au venit acredi. E exact analizele ca apa de Timișești. E păcat. Este păcat. Acum ei trebuiau să aduc un șarp, o instalație în aia lor cu camere de filmat. Vă dați seama, aia cred că are peste 100 de ani. Mai mult, are două. Deci, și capitalul a fost construit în 1864. 1800 și. Da? Și-a făcut de italieni. Da. Sigur, e păcat de apă. Și s-au folosit CAP-ul cât au avut 6 de vite, cât au avut. Dar e un mare acolo de apă. E mulit acum. Da, dar l-am curățat tot acolo. Știu că ați curățat. Da. Da. Nu, eu am zis așa, că ferească Dumnezeu, nu poți să știi că anul ăsta va fi un an ploios. Și când nu se duce pânza de apă în zona noastră, tot mai în jos, tot mai în jos. Cât tendința asta este, da, în general, pânza să se ducă. Prin iazurile care s-au făcut și s-au mai face, pânza freatică se ridică. Doamne ajut! Să sperăm, să sperăm. Da, da, asta este. Da. Altceva? Fără. Mi-a Vasile, Paula, mă rămas. Referitor tot la apă, domn primar. Da. Izvoarele cele care vin la Oboroșeni. Micuț, așa cum vin ele, și ajung la animal în coloție. Da. Le opresc mulți oameni. Au opresc, da. Râmi, au pentru a da apa, pentru grădină pe acolo. Da, știu, nevastă, problema este, eu și ajungi pe acolo de la Ungureanu, de la Cristie, începând până la mine, numai gunoi pe totul gărășeie. Deci, unii omul gunoi pe malul, stăpâni pe malul părău. După și trece podul, asfaltul, intră pe grădinii oamenilor. N-ați văzut chiar săptămâna trecută. Am trimis căruța, s-o strâns de la poduri și s-o înfundat, da. Acum, mizerie. Dar uitați-vă, plătim gunoi, plătim asante, cum aruncă gunoile? Mersul ăla pe dealul pădurii, am văzut un sac de pampers de adulți oameni. Doamne, vine joia mașina, doamne, dă la mașină, dă la acolo. El nu știe că până și dăm noi ghea sau când trimitem acolo plouă, nu știu ce, se infiltrează în pământ și îi bie oaia, vaca și moare, deci se îmbolnăvește. Oamenii nu sunt conștienți. Asta acolo este. Acolo chiar la vecinul și la meu, toți gunoiul din grad care îl scoate la animale, îl pune pe mare fără. Da, la leapă acolo. Nu știu, e leapă, nu știu. Da, la leapă acolo. Nu știu. A, și dincolo la pal. Și le-a vin în curte și... Și eu pun gunoiul pe izdază, dar eu în martie îl și duc la Bogor. Deci avem foarte multe animale. Da. Foarte da. Multe animale și oamenii nu sunt conștienți. Da, hai zis că deja de la direcția agricolă, la camera agricolă au venit. Problema și mai bine. Da. Cu vașele noi suntem acolo închiși. Acum am înțeles că Alexa Gheorghese, pășunea care o are el, e prejistru, apia, nu se uite, i-a dat-o la băiețul lui Pavel. Apoi în vara asta înseamnă că ne-au închis definitiv. Dar Vasilică, aveți pășuri de ambălmășâni. Știu, știți că nu, știți așa. Dumneavoastră, cum v-am ajutat în fiecare an? Veniți, anul ăsta veniți, și mai greu. Veniți, câte vași mai sunt? Eu 40 acolo, erau anul. Veniți cu astea cu 40 de vași, cu pășunea care este și asta este, n-avem ce face. Deci credeți-mă, da, omul are, plătește asta, omul trebuie să o dea la cineva. Sau măriți suprafața de vacă. Mai ce nici cineva evident ce trebuie. Mai micurică. Oamenii cheie acolo. Micurică și să măriți suprafața. Măriți suprafața de vacă, că toată pășunea restul, că o dată la urmă. Da. Cine ai ca să mai
Cum păcătăria? Are cineva? Plus? Adică e fiecare, de ce cu proprietatea lor, și proprietatea. Și patru, oară, la patru, la mășneagă, la patru, la mășneagă. Da, cam astea zis să spus, dacă mai aveți careva. Da, Pavel, vrei ceva? E programat Nea Pavel, nu mai ajuns timp. Dar am carat până când puneam piatra și să cam drumurile mai mult. O leacă să mai să trag o leacă. Piatre mai avem. Și mai vedem. Știu. Păi n-am mai avut. Am început drumul și ala pe la Țugui. Și o înghețat. O vine zăpada. Dar doar și acolo trebuia să aduc excavator. Trebuia asta. Dar ați văzut. Am început acolo. Și acolo. Acum nu se mai poate circula. Păi moale pe la Țugui ca acolo. Am asupat șanțul și ala care era de 1,5 m. Am scos toate, acum mergem să facem haturile la grădini și să aducem un compactor și să facem. Da, cam asta. Problema mea este așa. Nu, trebuie mai nimic. Și păreri, nu știu, nu ar vrea să votați, dar așa. Să mai depun candidatura, nu mai depun, lăsăm pe altul și părerea. Obligat. Ca la final. Ca la final. Tot înainte. Și dacă mă atan, nu. Domn primar. În afară că sunteți primar. Cine? Drept așa și cinstit. Hai dăm mata un om în comuna Herești. Care ar nu, mata, zici că nu. Dă-ne altul. Care are dreptul? După legi, după constituție. Domn primar, stai o leacă, să ai dreptul. Dar mă cam să trăiam și eu. Mai bine apă. Da? Și știi, mata? Mai e o problemă. Dacă dumneavoastră nu ne vreți, noi vă vrem? Da. Ești chiar așa. Domnul primar, am zis că vă recăjești cu Mirel, cu proșesele lui. Nu, domnul primar, faci tot ședință cu câțiva oameni așa. Și tu slui în față, băi băieți, tu și vrei? Asta vrei sau asta vrei? Tu dă-ne pace, nu distrugi și mai este. Da. Lasă-o în pace pe comun așa cum e. Nu strica, ca să ajungem la o valoare care să nu mai ieșim nicăieri. Deci dacă se poate... Eu am trecut din gură și ne-am văzut de treabă. Nu m-am complicat. Că din cauza asta mă tăiesc din tine. Nu-i da pași să ridici pasul mai mult decât se poate. Am văzut de treabă, că altfel, auziți, și așa vă spun sincer, uitați, am venit domn Crișu aici, îmi ia foarte mult timp, caută documente, predă la asta, fă-le, tot asta. Nu, domn primar, la tăi faci așa, spui 20 de ani și unde te cheamă la... Nu da, cheamă la tribunal, domnul cheamă. Poate că ăștia și spun bolnavii ăștia de aici. Nu e așa și spune și ăla face să se zără, au dreptul și ei. Da, sigur că da. Cine e ce care umblă cu șpagă, cu pământul. Dar se viți o cafeluță, asta e... Se viți că fiți o cafeluță. Dar până atunci, că îi fac garca. Dar ei ce au niște acut? Dau de băut înainte, nu? Noi nu pot că pe cei care plătim... La mobilieni era mine, așa la care avea... Noi pot că pe cei care plătim, care plătim, care plătim, care plătim, care plătim, care plătim. Dar noi am făcut un proces verbal aici. Sper... Deci, na, asta m-am întâlnit acum în campanie, nu pot să fac așa ceva. Pe semestru 1 o să ne întâlnim undeva iulie, dacă sunteți de acord. De acord. Mai avem așa o întâlnire. Da. Cam astea, pă, sunt multe de spus, dar avem, rămâneți în continuare care vreți și sunteți interesat, vine de la Camera Agricolă, așa, veniți deja, cu subvenția, cu toate problemele, cu amenajarea pășunilor, cu toate astea, întrebări dacă aveți, spuneți care vreți. Mai sunt fermieri? Veniți pe hoc? Sunt. O să-i aducem pe toți aici, dacă vreți, rămâneți în continuare. Da. Eu vă mulțumesc!